Așa, ia să vedem ce creație am făcut până acum. Pentru motănelul meu. Uite ce drăguț. Mi-a făcut plăcere să le lucrez. Că nu m-a pus nimeni să le fac, le-am făcut eu așa de plăcere. Portofelul ăsta l-am făcut ieri și l-am prins în două elastice ca să stea închis așa. Deci nu m-a pus nimeni să le fac, le-am făcut eu așa pur și simplu de plăcere, că mi-a plăcut să le fac. Așa, și acum mă gândeam că aici la portofelul ăsta să croșetez ceva, să pun așa ca o margine croșetată. O să revin asupra portofelului ca să-i fac o terminație frumoasă croșetată. Iar asta este creația din seara asta. Uite, așa arată. A ieșit foarte frumos și felicitarea asta. Și portofelul și asta. Mie îmi plac foarte mult toate. Și aici, bineînțeles, am scris ceva drăguț. Așa. Asta ca să aveți o idee, ca să faceți și voi așa, tot așa. Felicitări frumoase. Da, s-a văzut textul. Și v-am zis că le-am făcut de plăcere pentru că am pentru cine să le fac și e pur și simplu plăcere de a le crea pentru persoana potrivită din viața mea. Daniel Dănescu. I-au plăcut foarte mult. S-au uitat la fiecare. Foarte multe au plăcut. Ăsta l-a studiat aseară foarte atent, așa, și asta a venit aici când cream felicitarea și m-a și întrebat, a creezi ceva acolo? Da, eu când l-am văzut că intră așa pe ușă, am întors așa. Dar după aia zic, da, stai că de fapt tot pentru el e de... Degeaba fac așa, că oricum tot pentru el e. Așa că a văzut felicitarea, dar n-a văzut forma finală. A văzut când o cream, dar nu a văzut forma finală. Sunt foarte frumoase, mie îmi plac foarte mult cum au ieșit și îi le strâng. Acum, pentru că s-au uscat așa, îi le strâng toate într-un dăsta. Și asta stă, are o piatră aici, da? Uite. Așa. Și acum, dacă felicitarea asta s-a uscat toate astea, că am lipit cu pistolul. Pot să le bag aici, în chiloțel. Sunt foarte frumoase, foarte frumoase toate. Așa, o surpriză frumoasă. Deosebită, ioi. Păi, da, și vacanțele din anul acesta au fost deosebite, așa că... Așa că da, merită. Da, și nu numai pentru vacanțe, așa, în general.
Sper să vă placă și vouă și să creați și voi așa modele frumoase. Că mie îmi plac foarte mult cum au ieșit. Creațiile mele. Pentru soțul meu. Bye!